produsele alimentare în atenția inspectorilor de SVSA Gorj. Angajații unității au prelevat în ultima săptămână 32 de probe din produse alimentare, brânză, telemea de vacă, telemea de oaie, telemea amestec, carne tocată, pastă de mici, cârnați de porc semiafumați, salam muscat, pulpe proaspete de pui, alimente gata de consum, precum salată băf, salată orientală sau salată bulgărească, apă tehnologică și ambalaje pentru a analiza parametrii microbiologici. În timpul controlelor efectuate au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, reprezentate de trei amenzi în cuantum de 3.000 de lei, unor operatori și persoane fizice din localitățile Motru, Polovragi și Târgu Jiu. Cea mai mare amenzi a fost aplicată a angajatei unui fast-food pentru recepționarea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind manipularea și depozitarea produselor alimentare.